Salut și bine am găsit la un nou episod din The Sims 4. Hai să continuăm. Să vedem, o să jucăm cu familia cealaltă de data asta. Am jucat destul cu familia Infinite, cu Max Jr. și cu Cassandra. Hai să mai jucăm și cu familia originală. Să-l alegem pe Max. Max arată ca Moș Crăciun acum. Dar oricum, hai să vedem unde sunt ei. Nici mai știu unde i-am lăsat data trecută. Posibil să mai fie la petrecerea de anul nou. Petrecerea de Revelion. Da, încă mai sunt aici. Ok. Let's then play. Probabil o să le dau să duc acasă, că deja e târziu, hai să dăm așa. Toată lumea să meargă acasă. Julissa e deja acasă. Ea s-a dus singură. Și ăsta-i Dragoș? Da, ăsta-i Dragoș. Nu știu să mai dai seama că el e. Ok, hai ne întoarcem acasă. Revelionul a s-a terminat deja, e a doua zi din nou an. Dar The Sims abia acum se termină. Acasă și cu tine. Așa. După noapte de petrecere, probabil o să-i bag pe toți la somn. Mă gândeam totuși să schimb casa asta, adică, ok, a fost o casă faină și am folosit-o o grămadă de timp în serie, dar parcă aș vrea să aleg o altă casă pentru ei, sau cel puțin, cred că o să le mut pe fete mai întâi într-o casă și vedem Max cu Julissa, îi mutăm tot așa într-o casă mai micuță. Chiar nu are rost să ținem casa asta imensă, permanent, să stricată asta de aici. Avem o grămadă de bani, uitați-vă puțin câți bani avem. Bun. Max, Max, tu ce faci? De ce te-ai băgat în apă? Dar el are energie, are tot ce vrea. E noaptea de Revelion la ei. E două. Și probabil de asta toată lumea se trează. Dar, ne-am. Să vedem Julissa. Aia, Julissa doarme săraca, nu mai poate de somn. Dar rest, toată lumea face ce vrea. Andreea face ceva de mâncare. Andreea, trebuie să mai lași mâncarea, să te duci un pic la sală. Mâncarea la ora 2 noaptea nu prea e ok. Dar e noapte de Revelion pentru ei, așa că hai să zicem că facem o excepție. Max, tu ce faci? Oh, shit. Cineva mi-a zis în comentarii că lucrurile astea se strică pentru că nu le upgradezi sau ceva de genul ăsta. Și ar trebui să le dăm un upgrade. Continue upgrading sturdy faucets. Ia să vedem. Se pricepe Andreea? Nu poate să fac upgrade că e și Andreea cealaltă în baie. Băi, Andreea, dă-te de aici. Ia uite-mă. Măi, în apă te-ai găsit să faci chestia asta? Eu înțeleg că vrei un abdomen plat și chestii, dar totuși, nu în apă. Du-te și tu undeva. Andreea se pricepe aici la upgrade. Cineva a lăsat tableta în baie. Nu știu dacă reușește să fac upgrade. Ah, a reușit. Bun, sper să nu se mai strice de atâta ori. Uitați-vă puțin ce subțire e Andreea asta. Ea se duce tot timpul la sală, asta e faza. Iar cealaltă nu se duce aproape deloc. N-am observat să meargă vreodată la sală. E foame? Da. Bun, eat macaroni and cheese. Uite și mănâncă. Ei, și pasă ia să te trimit eu la sală. Avem sală în casă și tu nu vrei să faci sală? Endurance run, workout, workout. Ca să mai dea jos din grăsime, trebuie să fac un pic de cardio. Și probabil și Max ar trebui să facă același lucru. Uitați, se vede burta aici. Când stă în picioare, nu prea se vede, dacă când stă jos, uitați. Așa, tu ai mâncat, nu mai ai nevoie.
și nici să vorbești, fugi la sală. Mai avem o sală sus, dar nu folosește nimeni pe asta. Uitați, sala asta de aici. Și e foarte fain, amenajată și tot, dar n-am văzut pe nimeni. Adică, ocazional se mai duce cineva, da? În rest, toată lumea stă pe jos pe aici. De asta mă gândeam să schimb casa, că e foarte mare. Nu folosesc nici jumate din ea. Și ca să ajungi oriunde în casă, trebuie să mergi o grămadă. Bun, și după asta îi dăm un... încă un workout, să aibă două. Max, în schimb, doarme. Da, are și el energie pe low. Să vedem Andreea asta la altă ce face. Ia du-te tu la somn, că ai nevoie de somn. Ok, iar Roxana se joacă. Roxana, ție-ți e foame, se duci la baie și pe aia du-te și te culcă. Hai rapid. Și ce cu costumația asta? Stai prin casă cu pălăria aia? Avem atâția bani în momentul de față încât nu știu ce am putea să facem cu ei. Mă uit pe aici dacă avem ceva de cumpărat, dar nu prea cred. S-a făcut zi deja. Andreea, nu așa. Nu asta trebuia să faci, trebuia să te duci să te culci, nu să bei o cafea. Adică n-ai, crește și asta energie, dar foarte puțin. Nu, cafea. Shit. Ok, du-te și dorme aici. Deși eu i-am dat să-și mărească energie-ul și are random ce să facă, ori să doarmă, ori să bea cafea. Probabil în funcție dacă ai o mașină asta de cafea în casă sau nu. Juisa are energie, dar nu mai poate de foame. Să mergem la baie, după aia facem și un duș. Și dacă tu faci duș, dai și un upgrade. Self-cleaning wall coating. Self-cleaning. Se curețe singur, să nu mai fie murdar. Asta cred că e un feature destul de bun. Și pe aia, noodles, astea dacă tot sunt făcute, ia mănâncă-le tu, Julissa. Să nu le lăsăm să se strice iurea. Cred că o să trebuiască să le schimb hainele și să scoatem chestiile astea de Crăciun. Pentru că nu mai avem nevoie de ele. A trecut Crăciunul, au trecut sărbătorile. Tot așa, ăsta de aici. Și mai avem pe la geamuri ceva. A, uite, astea le mai avem pe aici. Ups. Șters altceva din greșeală. Așa, și mai sunt pe peretele ăsta. N-am pus foarte multe chestii aici, așa că nu o să avem multe lucruri de scos, dar oricum. În partea cealaltă sunt mai multe, da. Așa. Iau altceva din greșeală. Bun, și mai avem camera asta. În alte camere nu cred că am pus, așa că e ok. Hai să nu mai uităm atenție așa, puțin pe afară. Da. Mesele astea... Doar dacă le-aș scoate să pun altceva, probabil. Barul e ok. Barul chiar e fain și o să-l las. Bradul de Crăciun de aici îl scoatem. Și... oamenii de zăpadă de aici tot așa îi scoatem. O să vedem. Trebuie să căutăm altceva să decorăm, să punem aici în spate. Nu știu exact ce... poate un copac ceva. Spruce tree? Ne. Palmier? Evergreen? Putem face un copac de ăsta așa. E un copac, pur și simplu, nu e... deși e cam ciudat. E singurul copac din tot cartierul, dar nu merge. Să punem niște palmieri așa pe aici. Da, arată ok. Era prea gol acolo în spate, iar aici tot așa vom pune niște mese. Este așa. Table. Table lamps. Table. Dining table sau outdoor table. Outdoor table cred că e ok. Să fie din sticlă? Parcă nu aș vrea chestia asta. Cred că o să le pun, uite așa, din astea. Dacă le pun, nu stau apropiate. Aș vrea să stea ca și cum ar fi lipit între ele. Sunt prea depărtate. Putem să facem asta.
Dar spune de asta de lemn. Avem de lemn? De lemn, uite aici. Așa. Ei, și acum dacă vrem să stăm la masă aici să mâncăm, foarte bine putem să stăm. Avem și grătarul aici. Cred că e ok. Coșul de gunoi, poate să-l punem lipit acolo. N-avem nevoie de el în față. Eu zic că e ok așa cum arată. Eventual mai facem un de ăsta și îl punem uite așa, cu un grill. Perfect. Bun. Până ne gândim noi dacă o să schimbăm casa sau nu, măcar să avem fain aici în spate. Așa, hai să continuăm. Scoatem pereții că nu se mai vede mai nimic. Da, și Julissa se pricepe să facă upgrade-uri. Max face ceva în mâncare aici? Da. Uitați-vă puțin cum se vede. Da, trebuie să-l trimitem la sală, neapărat. Haha, da, știu, îți place să mănânci, dar haha, ar mai trebui să te duci la sală. Și să-i dai și un... să cureți aici, eventual. Work starts in about one hour? Holy shit. Gata, deja am început munca. Începem munca de acum. A fost vacanță de acum, gata. Se duc și ei la muncă. Bun, hai să curățăm ăsta. Julie s-a terminat de upgradat ăla. Deși avem atâția bani încât am putea să nu mai lucrăm, dar... na. Resume omlet. Facem omletă. Ok, ia să vedem la Julie s-a în cât timp începe munca. În 23 de ore. Deci mai are încă o zi de stat acasă. Ar trebui să... ia stai așa. O trimitem pe Roxana. Roxana și așa nu mai are nevoie acum să doarmă. Are nevoie să mănânce, așa că o să facă ea ceva de mâncare, dar după ce face curățenie. Și mergem aici, clean up, clean up și la ăstălalt. Bun, ia fuștul și fă niște curățenie aici, Roxana. Și pe asta dai un cook. Ia uitați-vă la Julissa, da, se vede că am bătrânit. Și o să fac un mac and cheese party size. Săracă. E mai greu acum să se aplece. Da, trebuie să le schimb hainele. Hainele de Crăciun îmi plac foarte mult, dar nu mai e Crăciunul și nu prea se mai potrivește. A, și mai sunt și pe aici chestii lăsate pe jos. Nu știu de ce. E confident măcar. Chestia asta eu n-am înțeles-o niciodată. Adică dacă stă cineva la masă, da? Să zicem că stă aici, pe scaunul ăsta. Și suflă flacăra aia în freză. Ce se întâmplă? Îți ia foc părul sau ceva? Te-ai mai dat și cu gel sau ceva? Îți explodează capul. Nu știu. Shit, Max, du-te la muncă. Go to work, nu dormi. Ia uitați-l, ia uitați-l cum arată. Bun, fugi la muncă tu. Totuși nu știu cine îl sună pe el, că el e șeful la muncă la el, acum. Dar, Max is off to work, în regulă. Vedem și pe restul. Roxana, tu ai muncă? Caterer, începe în 3 zile. Deci acum ai timp să te duci să faci mâncare. Ne vedem la Andreea. Andreea ce... n-are carier. Andreea făcea tablourile. Și Andreea cealaltă și la fel. Ok, nici nu-i nevoie să le trimite pe ele la muncă. Avem atâția bani încât... nu prea contează câți bani fac ele. Totuși, am putea să le trimitem sus. Ia, uite, scrap painting. Și am mers și pictează aici în locul ăstea. Hai să ne apucăm de pictat. Ce level aveai tu la painting? Unde era aia cu level? Painting level 6. Ok, tu n-ai level foarte mare, dar hai să-l creștem puțin. Abstract painting medium. Și mai facem aici un pop art painting large. Bun. Iar Andreea cealaltă are levelul mare la painting. Ea avea cel mai mare level. Painting level... what? A, nu, e asta. E asta la altă. Painting level 9 și aproape level 10. Ceva va face masterpiece-uri o grămadă. Hai să o trimitem și pe ea. Aici sus. Și pe o punem pe partea asta altă. Face un medium abstract. Face un classic painting large. Și să mai fac aici un impressionism small. Hai să vedem dacă mergem. Să facă vreun masterpiece, să putem să-l vindem.
Eu mai mult le dau să facă tablouri acum pentru că Scandal, mi-aș cum is embroiled in huge public woohoo scandal and reporters accuse him of using company funds to pay for inappropriate services. Fizic situation. Păi nu a fost nicăieri. Or agreed to investigate his colleague records. Ah. Brush off. Dăm brush off? So agree to investigate. Agree to investigate, poate. Nobody blames Max, but he has a bigger problem to worry about. Ok, cred că a fost în regulă ce am dat. Sper, cel puțin. Ziceam că nu mă prea interesează câți bani fac de pe painting-urile astea, pentru că v-am zis, avem o grămadă de bani, mai mult mă interesează cum arată și dacă reușim să facem rost de la cu pisica, vreau să-l pun pe undeva pe aici. Dar momentan văd că nu. Mai știu la ce am dat. Mai țineți minte voi la ce am dat exact ca să-mi dea la cu pisica data trecută? Era impressionism, surrealism, nu, nici nu mai știu care era din ele. Andrea, salt collector. Să-i dai salt collector și lui ăsta. Și Andreea Salată n-a făcut încă un masterpiece. Sunt surprins. Performed poorly, dar a făcut 2420. Nu e o problemă asta. Mai ales că acum știm metoda aia să facem rost de bani. Simplu, doar că transferăm niște membri ai familiei dintr-o casă în alta și deja ne dă 20.000. Deci aia e cea mai ușoară metodă de a face bani în jocul ăsta. Bine, știu că poți folosești cheat-uri și chestii, dar nu aș vrea să folosesc cheat-uri. Eu consider că metoda aia nu e un cheat și pur și simplu așa funcționează jocul. Wow, ce asta? Destul de fain. Și pe ce o termin pe asta, o să-i dai sell și astea. Sell to collector. Face pe ea, săraca. Ok, du-te la baie, să nu faci pe tine. Din Andreea Salat o să-i dea sell to collector. Sell to collector. Ah, uite, și faină și asta. Oricum, faci aproape 1000 pe fiecare în parte. Așa că, asta a făcut 156, nu cine știe ce, dar oricum. Bun, fugiți la baie voi. Max a dus la baia asta de sus. Sunt surprins că nimeni nu prea folosește baia de sus. Și puțin aia de acolo, pe asta o mai folosesc ei. Bun, asta ar trebui să le punem, uite, 2 ore până când se strică. Put away. Deci punem frigider. Și pe dai clean. Și dai clean și chestia de acolo. Bun. Aparent erau mai multe, nu știu pe unde, dar ok. Bun, Andreea. Nu, de fapt Roxana. Te dă la sala aici. Energized workout. Andreea s-a băgat în apă. Cred că îți dă workout, îți dă, slăbești și din când te duci la piscină și faci și nuți. Cred că și asta e o metodă de slăbi. Andreea, what the fuck? Ce-ai făcut? De ce e Andreea murdară? În halul ăsta? What? De, cum? Explicați-mi și mie ce a făcut Andreea. Să văd dacă s-a stricat ceva pe aici. A explodat vreun calculator? A explodat vreun televizor? Ce s-a întâmplat? Deci nu pot să-mi dau seama de ce e așa murdară. Și uite că nu-i nimic pe aici care să-mi demonstreze că ea a făcut ceva. De la pictat? S-a murdărit de la pictat? Oare? Credeți? Da, oricum. O să ne mai uităm prin community, vreau să văd ce au adăugat nou. Plus că, uitați-vă puțin la chestia asta. Astea sunt career-uri noi. Chestii noi pe care poți să le faci la muncă. Poți să evoluezi în chestiile alea. Și astea au fost adăugate în patch-ul nou. Poate să ne uităm și la ele. Dar vreau să mă mai uit pe community să vedem ce mai adăugat nou. Sunt sigur că sunt lucruri o grămadă faine. Dar asta în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare.
Pa, pa!